zona teraselor. Pentru că dacă la semafor vrei sau nu vrei să deschizi geamul și pleci mai departe, acțiunea care se întâmplă la terasă este deja stresantă pentru cei care sunt agresați de către cerșători. Am recoltat în prima zi 15, în a doua zi vreo 12, după aia vreo 9, dintre care au fost și minori. Am aplicat sancțiuni contravenționale, i-am dus cu mașina poliției până la poliția TF, unde i-am predat și s-au îndreptat către localitățile de domiciliu, punându-se-le în interdicție de a reveni în municipiul Cluj-Napoca.